creație, stand-up comedy și improvizație cu Grigore. În următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Tu, fata care și aranjează părul, tu care te-ți da mine, vino pe șână, ești aleasă de mine. De ce vorbești așa mult de când la negru? Dacă ai fost aleasă, trebuie să se râdă de tine, ca și la stand-up comedy, nu? Ce faci bun? Da. Cum se spune? Pătlăgică sau pătlăgea? Cum vrei. Normal, pentru că dacă unul are fața de pătlăgică sau pătlăgea, eu o să îi spunem cum vrem. Aplauze! Ai fost aplauzat de către public. Observați public. Sunt toți căzuți lați. Merge unul pe stradă și ce-l întreb? Nu, merge o tipă. O tipă care îți cădea bunăciune, mergea nu știu ce fițe și îi spun: auzi, drăguța, știi ce nu-mi place la tine? Fața și corpul, că în rest arăți bine. Da, în rest am rămâi tăia de râs. Doar atât? Doar atât? Stai că încă n-ai văzut tot ce pot. Ce-am mai râs? Știi că pot face glume și pe seama ta, pentru că ești din public. Se uită o blondă în oglindă și o întreb eu: auzi, blondo, de ce te uiți toată ziua în oglindă? Și am răspunde: pentru că așa vreau eu. Și eu pot să-ți răspund, pentru că ei nu-i se sparge oglinda. Dar cum îi se sparge oglinda? Nu poate ție. Ara nu mă stai la loc. Haide. Eu sunt de la stand-up comedy. Să te show-ul de stand-up comedy continuă. Un show de stand-up comedy nu poate fi stand-up comedy decât dacă stăm. Dacă nu stăm, n-avem cum să fie show, da? Deci, de exemplu, fără acest scaun, nu poate fi show-ul de stand-up comedy, da? Dacă nu a rezistat scaunul, n-avem fi show-ul de stand-up comedy, nu? Dar stand-up nu înseamnă stai în picioare? Acesta nu este stand-up comedy, este sit-down comedy. Voi face niște rime. Spuneți-mi doar 5 cuvinte din 5 cuvinte diferite și voi face niște rime. Casă. Soare. Vară. Mare. Nisip. Cum stăteam prin casă și mâncam la masă, m-am gândit frumos să mă duc pe jos într-o vară tare, hopa către mare, unde e cald și soare. Și ți-am dat și ție un bip să mergi cu mine pe nisip, să ne simțim. Ce ți-am dat un bip? Și ți-am dat un bip să mergi cu mine pe nisip, să ne simțim bine, să ne iubim până mâine. Yo, aplauze. Acesta a fost show-ul de stand-up comedy. Mai trebuie să ne continui cu altul. La revedere, m-a așteptat o blondă în parcare. Mireasă pentru fiul meu. Da? Deci ce mai vreți? Fără bilete, fără nimic? Ați auzit câte aplauze frenetice au primit concurenții? Nu știam, avem în regie bandă din aia cu aplauze? Avem? Pentru Grigore. Grigore, dacă zici tu ceva, ci că intră aplauzele. Vă mulțumesc mult. Ești autoaspirată? Da. Cu tot show-ul acolo, e greu de dus. Da, exact. Dar noi avem un buton, apăsăm pe aplaudi, că nu ești singură, ai văzut? Da. Nu, că și Mariana a fost lângă tine, chiar ți-a ținut isolul de data asta, a fost super generoasă. Da, ne-a simțit foarte bine. Ți-a suportat toate hachițele, toate glumele. A fost simpatic. Chiar a fost simpatic, bravo. E, ne-ai mai descris.